ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Astăzi, când toți creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie, în această nou născută familie, au loc două evenimente importante. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vin cu urări de bine la Cucunița Mireasă, căci anume astăzi își sărbătorește cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Irina, de nevoie să te felicităm, să-ți dorim din adâncul sufletului multă, multă sănătate, fericire și ți-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei tale. Fie ca petalele lui să-ți mențină frumusețea, frunzele să-ți mențină sănătatea, tulpina să-ți mențină tinerețea, spinii să te apere de dușmani, iar rădăcinile lui să stea în mâinile soțului, cu respirația sa să le încălzească și cu lacrimi de fericire că te are anume pe tine alături să le ude. La mulți ani, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și ți-am pus tradiționala întrebare. Cum crezi cine a solicitat felicitarea? Ai dreptate! Ține acest buchet mare și frumos care ți aparține doar ție. Avem un urs. Și avem și o tortă care să o guști. Și acasă vei pune acele lumânări pe care vei spune o dorință, care la sigur se va împlini. Astăzi, 2 august, o zi importantă pentru voi, fiindcă v-ați luat de mânuță și ați mers la oficiul stării civile. Ați mers în fața altarului pentru a spune un ferm da. V-ați jurat dragoste, v-ați jurat fidelitate. Chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și-au transmis pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Și noi, muritorii de rând, transmitem rugi cerului să vă dea în primul rând sănătate. În familie să aveți doar pace, înțelegere, perseverență, compasiune și cu conmire. Dacă ceva nu-ți va plăcea la miresuica ta, să nu spui nimănui. Dar să o faci așa cum îți place ție și atunci va plăcea la întreaga lume. Uite, ai și tu un prezent. Stimați nănășei, de astăzi aveți o pereche de fii. Să vă mândriți cu ei, să fiți sănătoși și ușile să fie întotdeauna deschise, anume pentru ei. Dacă vor avea nevoie de o îndrumare, să le-o dați și v-aș ruga chiar și o mână de ajutor. Și cum se spune la noi, la moldoveni, cu ăștia, să nu vă sărăciți cu alții, să vă îmbogățiți. Și cum veți lua paharele, să începeți a agonisi, leuți, dodălăraș, euraș, că poate vor aduce pe viitor un copilaș. Aveți și dumneavoastră niște cadouri. Iar acum mă adresez la acele măicuțe care n-au dormit nopțile, care i-au crescut și au ajuns ziua când să-i vadă mire și mireasă. Vă felicităm! De astăzi nu aveți noră sau ginere, dar aveți fecior și fiică. Și v-aș dori ca niciodată, urma dumneavoastră, să nu audeți cuvintele soacra mea, dar să audeți numai, a fost mămica noastră. La mulți ani vouă și avem și pentru dumneavoastră ceva. Și sigur, dragii noștri, că avem și un mesaj pentru dumneavoastră. Dragă surioară, scriu aceste cuvinte cu ochii în lacrimi. Îmi pare atât de rău și sunt cu inima frântă, că în așa o zi importantă, dublă sărbătoare, ziua ta de naștere și ziua în care te căsătorești, nu sunt lângă tine fizic. Să-ți dau o îmbrățișare caldă, faci parte din sufletul meu.
și ești bucuria inimii mele. Nu există cuvinte care să exprime cu adevărat ce simt. Singurul lucru pe care pot să-l afirm cu certitudine, sunt mândră și onorată că tu ești sora mea. Să știi că îți duc lipsa aici în depărtare. Când te-ai născut, bucuria noastră nu avea margini. Erai cel mai frumos copil, iar acum ești cea mai frumoasă mireasă și ai lângă tine cel mai demn bărbat. Vreau să știi că atunci când tu ești fericită, și eu sunt fericită. Și atunci când ție ți-e greu, mie mi-e și mai greu. Oriunde nu m-aș afla în lumea asta, mereu îți voi fi alături, pentru că tu ești sora mea iubită. Să fii sănătoasă, iubită, alintată și dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie ca acel ceva să-ți aparțină doar ție. Dragul meu cumnățel, deja și-a pot să te numesc. Te cunosc de copil și știu că ești un băiat bun, cu minte, educat, așa să rămâi mereu. Și te rog să ai grijă de surioara mea, să o iubești, protejezi și respect. Asta îți zic și ție, Irina, să vă iubiți și respectați, să păstrați dragostea și fericirea. Fie ca viața voastră, ca soț și soție, să fie plină de bucurii, armonie și pasiune mereu vie. Treziți-vă în același timp. Beți o cafea împreună la primele ore liniștite ale dimineții. Priviți răsăritul și apusul soarelui doar împreună. Vă urez ca viața voastră să fie mai frumoasă ca zorile zilei, mai senină decât cerul și mai profundă decât oceanul. Întotdeauna trăiți clipa prezentă, prețuiți-vă unul pe altul și prețuiți fiecare moment în care sunteți împreună. Fericirea și lumina își vor găsi calea spre voi. Casă de piatră, multe bucurii, mulți copii voinici, sănătate și la mulți, mulți ani fericiți împreună. Vă iubesc din suflet și vă duc dorul cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine sora Mariana, la mulți ani! Știți, prin intermediul nostru cred că este și ea, aici, undeva la masă. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Da, eu îi mulțumesc foarte mult. Chiar nu am așteptat la așa surpriză. Îmi pare rău cum este alături, chiar dacă ne-am dorit atât de mult. O iubesc foarte, foarte mult și mi este dor. Și am mai spune, să trăiască mirile și mireasa. Dacă am putea, le-am dat casa, cerul, soarele, străjerul, masa, pământul, iar leagănul, vântul. Amar la tine!